În perioada 21-26 februarie 1999 a avut loc la Constanța și Babadag exercițiul comun româno-american cu tema subunitățile de cercetare ale desantului maritim. Acțiunile au pus față în față reprezentanții ai trupelor de cercetași militari români și americani. Aceștia din urmă au participat atât la activități de cunoaștere a trupelor specifice românești, a modului lor de viață și pregătire, cât și la vizite care să le lărgească cunoștințele despre România, despre Dobrogea în special. Din prima categorie de activități fac parte vizionarea Batalionului de Cercetare din Constanța și a Batalionului de Infanterie Marină. A doua categorie, cu un caracter mult mai destins, a cuprins, printre altele, turul municipiului Constanța și al stațiunilor și o vizită la distrugătorul Mărășești. Trebuie subliniată amabilitatea și disponibilitatea partenerilor americani de a trimite în continuare, în vederea creșterii interoperabilității, și alte manuale și informații de pregătire specifică cercetașilor. Cât de aproape vedeți momentul realizării compatibilității între cercetași și militari români și cei americani? Fiind cercetași de foarte mulți ani și în legătură cu militarii americani, în două rânduri, consider că, privind trei probleme, 1. Vorba de structurile organizatorice, 2. E vorba de antrenamente și 3. De interoperabilitate, acestea sunt în curs de desfășurare. Ca orice proces care se desfășoară acum în armată, respectiv restructurarea, aceasta durează și va dura încă. Primele două puncte pe care le-am atins, suntem aproape, pot să spun, de standardele lor. Privind lucru în echipă, privind lucru în teren, chiar lucru împreună cu aceștia, cu militarii americani, consider că nu sunt mari diferențe între militarul român și militarul american. Ceea ce ne doare, însă, este problema înzestrării a echipamentului, a dotării. Și, în acest punct de vedere, recunosc că suntem încă deficitari în ceea ce privește și depindem de bugetul alocat armatei. Militarii români și-au demonstrat maestria și calitatea pregătirii, pe de o parte în poligonul de călire fizică și psihică, în sala de arte marțiale și sala de forță, pe de altă parte în sala de pregătire tactică. Pe parcursul prezentării tehnicii din dotarea trupelor de cercetare, militarii americani au savurat momentele trecerii în revistă a armamentului individual. De asemenea, s-au arătat interesați de pregătirea cercetașilor români pe linie de supraviețuire în situații limită, de scufundare și saltul cu parașuta. From what I've observed here, I think the main differences are organization. Din câte am observat aici, cred că diferențele majore dintre trupele de cercetare române și americane sunt acelea de organizare. Noi nu avem trupe specializate pentru cercetare nucleară, chimică, radioelectronică. Specializarea poate fi din punctul de vedere al transportului, pe autovehicule, aeroportată, de desant. De asemenea, la noi nu sunt combinate trupe de diferite specializări în același batalion. După ceea ce am văzut în cele câteva zile de când mă aflu în România, cred că ceea ce se realizează aici din punctul de vedere al antrenamentului este foarte bine. Asistăm chiar acum la un antrenament și se observă că vă îndreptați cu siguranță către aceleași standarde. Eu sper că vom continua să lucrăm împreună în această direcție. Acest exercițiu a adus astfel o floare în plus în buchetul aniversar pregătit pentru sărbătorirea la 19 februarie a 36 de ani de la reînființarea Batalionului de Cercetare din Constanța, căruia îi urăm o grabnică și fructuoasă compatibilitate cu tehnica și performanțele prietenilor lor de peste ocean.